Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se admite parțial excepție de neconstituționalitate ridicată de Anatolie Focșa pe dosarul numărul 3-137 din 2015, pendinte pe rolul judecătorii Căușeni și depusă la Curtea Supremă de Justiție. 2. Se declară neconstituțional articolul 53 litera C din legea 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Se recunoaște constituțional articolul 76 litera G din Codul Muncii al Republicii Moldova numărul 154 din 28 martie 2003. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ședința se declară